Salut, Capricorni! Voi face citirea pentru săptămâna 25 septembrie, 1 octombrie, o săptămână cu o lună plină în berbec, este casa patra voastră, Pluto în Capricorn, având câteva aspecte pe care le veți primi explicate la horoscop, la fel și Saturn. Haideți să vedem pentru voi ce reprezintă această săptămână, ce primiți în această săptămână. Iată o împăcare. Vă împăcați cu cineva. Este armonie, împăcare, înțelegere. Poate că cedați și voi anumite lucruri, cedează și cealaltă persoană și veți ajunge la o armonie, la o înțelegere. Voi personal, pentru persoana voastră, pentru orice blocaj ați avea, aveți cam tot ce vă trebuie pentru a depăși această situație. Deci, dacă este vorba de o cură de detoxifiere, de o problemă de sănătate, de orice, aveți tot ce vă trebuie pentru a depăși această situație. Un 10 de spade arată că nu sunteți fericiți. Am putea spune că sunteți țintuiți din cauza răutății celorlalți la pământ. Nu puteți face nimic, dar am zice, nu aveți ce face, trebuie să rămâneți așa în această stare, am zice, deci nu putem vorbi de fericire. Aveți foarte mulți dușmani. În ceea ce privește Îndrăgostiții arată o alegere pe care trebuie să o faceți legat de cunoaștere, de studii, de cunoaștere spirituală, de călătorii. Deci dă un aspect benefic cumva pentru voi acest îndrăgostiți. Deci nu puteți face altceva decât să faceți o alegere, fiindcă dacă ați vrea să nu alegeți, nu aveți cum, fiindcă aveți blocaje. Odată când apare această carte, spune că pentru a ieși din blocaje, dintr-o situație neplăcută, trebuie să faceți neapărat o alegere, fiindcă altfel nu se poate. Și voi s-ar părea că veți face o alegere, este o alegere între două drumuri opuse, între viciu și virtute. Întotdeauna sfatul este alegeți lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp decât un lanț de fier. Este sfatul arcanei. Și resursele voastre s-ar părea că depind de un rece de cupe. Vorbim de un scorpion, un bărbat cu ascendent zodie în scorpion. Este un bărbat care poate să vă ajute să primiți resursele pe care le doriți, dar trebuie să fiți foarte atenți să nu-i răniți orgoliu. Este totuși o persoană sentimentală, sensibilă, romantică, dar dacă este rănită, se și răzbună.
În schimb, forța este la locul de muncă sau legat de sănătate. Dacă ați avut o problemă de sănătate, vă reveniți, vă recuperați, tocmai datorită energiei voastre pozitive, fiindcă această forță are acea energie în interiorul ei pozitivă. Deci, o energie care o ajută să se recupereze, să meargă mai departe, chiar dacă are atâția dușmani care l-au pironit pe acest capricorn, fie femeie, fie bărbat, la pământ. El poate să se recupereze, poate să meargă mai departe, își folosește iubirea, dragostea, înțelepciunea lui, aspectele lui benefice și va merge mai departe. Totul vine din interiorul lui, legat de locul de muncă, de resursele, de munca lui, de proiecte, dar și de sănătate. Am putea spune că poate să îmblânzească un leu, să-l transforme într-un mielușel care stă frumos, l-a mângâiat, nu este agresiv. În schimb, cariera va aduce foarte multe blocaje. Blocaje care sunt impuse, așa cum am mai atenționat, de dușmanii voștri. Dar puteți să vă ascundeți scopurile și veți reuși să depășiți aceste blocaje. Comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, trebuie să vă gândiți la conștiința voastră, să treceți totul prin conștiința voastră și de-abia pe urmă să etichetați, să judecați și să dați așa niște verdicte. Deci este mentorul vostru care oricând poate să vă sancționeze dacă nu vă folosiți conștiința voastră înainte de a lua anumite atitudini. Deci, întotdeauna trebuie să vă gândiți și la reversul medaliei. Puteți avea, eu știu, o anumită părere despre cineva, dar dacă vă exprimați această părere în public, s-ar putea să vă atrageți foarte multă răutate. Regele de spade. Este vorba de un contract, o asociere, un proces, unde acest rege de spade poate să reprezinte și o persoană care încearcă să facă dreptate, să clarifice lucrurile și este o persoană rece, o persoană care nu ține cont de sentimente și întotdeauna la acest rege de spade trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă el își face cunoscute principiile, dar se și retrage foarte repede. În schimb, în relații, s-ar părea că aveți un rege de monede, care este vorba ascendent, zodie, taur. Avem semnele taurului. Și putem vorbi de un bărbat care își arată dorința să vă ajute, să vă ajute în sensul că poate să vă dea un împrumut, să aveți un ajutor pecuniar din partea lui sau voi apelați în relațiile voastre, poate fi un prieten sau un protector și apelați la el pentru a obține niște bani ca pe un ajutor pecuniar. În familie, în cămin, vorbim de schimbare, transformare și carul de luptă la karma voastră sau sacrificiu. Voi în familie, în cămin, veți primi o veste de la un prinț de bâte. Vorbim de un bărbat cu ascendent, zodie, însăgetător. Este un bărbat care vine și va aduce o veste. Poate fi o veste bună sau o veste rea. Deci, poate să fie un răspuns, poate să fie ceva care l-ați început cu un anumit timp în urmă.
În schimb, schimbarea, transformarea vine cu un turn. Acest turn este un lucru impus parcă de divinitate, fiindcă ceva se dărâmă, o construcție pe care voi ați făcut-o, fie că este vorba de o relație, de un cămin, de loc de muncă, de afacere, de creativitate, orice ați fi făcut și ați făcut, să zicem, cu imprudențe, cu greșeli, fără să vă dați seama, acum veți vedea că totul se năruie și va trebui să reconstruiți totul pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Aveți această șansă să reconstruiți totul. În schimb, carul de luptă arată o situație dificilă. Am putea spune că sunteți în stagnare. Este o stagnare impusă de anumite persoane care, uitați, v-au fixat la pământ cu 10 de spade. Persoane care vă urăsc foarte mult. Dacă încercați să mergeți peste aceste persoane, să le impuneți voința voastră printr-un triumf, va trebui să aveți foarte multă energie, hotărâre, dar și să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. Va fi foarte dificil acest aspect, deci carul de luptă. Poate să fie vorba și de o persoană cu rac, zodie rac, dar poate să fie vorba și de persoane care vă urăsc foarte mult. Așa cum am atras atenția, este o stagnare care vă este impusă de mult timp. Nu puteți ieși din această stagnare. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și nu uitați, dacă vreți să ajutați canalul să se dezvolte, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!